Bine v-am găsit, dragi copii! Eu sunt Adriana Silvica Lefte și în acest material vom descoperi împreună cum se apără animalele de frig. Animalele se adaptează la frig în diferite moduri. Unele au rezervă de grăsime. Altele, blana groasă. Sau extremitățile reduse, au botul și urechile scurte. Unele trăiesc în grupuri mari. Sunt și animale care hibernează. Să știți că există și urși care nu hibernează pentru că găsesc hrană suficientă. Sunt și păsări care migrează. Haideți să aflăm și noi cum se apără animalele de frig printr-un experiment. Pentru acest experiment aveți nevoie de două vase din același material, de dimensiuni diferite. Apă caldă. Dacă folosiți apă fierbinte, trebuie să aveți ajutorul unui adult. Un termometru și caietul de științe ale naturii. Puneți apă caldă în cele două vase. Măsurați temperatura camerei cu ajutorul termometrului, apoi a apei din cele două vase, imediat, și apoi după 5 minute. Scrieți pe caietul vostru, într-un tabel, rezultatele măsurătorii. Pe caiet, scrieți tabelul pe care îl completați. Opriți filmul atât cât este cazul. Ce ați observat, copii? Într-adevăr, apa din vasul mic se răcește mult mai repede. Aceasta este modalitatea pe care o utilizează pinguinii. Ei stau unii lângă alții și astfel se comportă ca un organism care are un volum mai mare, așa cum era în experiment vasul mai mare. Astfel, căldura se împrăștie mai încet la temperaturi scăzute. Să reflectăm acum și să găsim împreună cele mai bune explicații. Cum îți explici că grăsimea protejează animalele care trăiesc în zonele reci? Într-adevăr, volumul corpului crește dacă stratul de grăsime este mai mare și temperatura se păstrează mai mult timp, ca în cazul vasului mai mare. De ce crezi că blana protejează de frig? Copii, în timpul rece, firele de blană rețin aerul cald de lângă pielea animalului. Acesta acționează ca un strat care izolează și apără animalul de frig. La revedere!